Hei, salutare, prieteni, eu sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou episod. De această dată vom face un episod cu Dream League Soccer. Vom face o serie, de fapt. Eu mi-am luat sigla și echipamentul să le doar ce vă știți că eu sunt stelist. Dar am început sezonul, filmasem, dar s-a auzit prea tare sonor, așa că mai filmez un videoclip care îl voi posta. Da, după cum vedeți, am și echipa aici. Vom începe acest match. Noi vom juca așa. Va începe. Sperăm că o să câștigăm la primul meci din această serie. Kane pasează cu Dyer. Welcott se întoarce bine. Pasează către Kane, dar balonul se resping. Ce bine resping cei de la Hamilton. Am și un portar pe nume Hamilton ca și echipa lor. Să vedem. McGee. Nu se poate, nu reușim. Nu reușim să recuperăm. Kennedy reușește, dar tot el pierde balonul. Să vedem, Flores, foarte bine. Dar din nou pierde balonul. Oh, ce foul. E foul clar. Le aduce cu un jucător aici mai spre poartă și peste poartă. Mult peste. Din nou, cei de la Hamilton au fază de contraatac. Și bine, recuperăm. Să vedem degajarea lui Hansen către Kane. Kane! Din nou, să vedem Welcott. Jucătorul Arsenal, te Welcott centrează Londridge. Nu reușește să rea capul. Curtaj. Reușește să recupereze Hansen. Welcott către Flores. Către Kane. Balonul ajunge la Hansen, Dyer, Kane din prima apără goalkeeperul celor de la Hamilton. Balonul se pasa cu McKinnon. Redmond, balonul este recuperat, binișor, dar tot noi pierdem balonul. Acest joc îl puteți găsi în magazin Play, este foarte superb acest joc. Creați echipa. Mamă, dar ce faci? Am greșit. Da. Kennedy recuperează și pasează Kane în fața lui 1-0. Lob superb, nu se poate apără goalkeeperul. Vom chema portarul în careu, să avem mai mulți acum pe final de primă repriză. Welcott către Hansen, bară, vine goalkeeperul nostru, dar nu reușește să rea. Acum să vedem, e pauză, 0-0, voi face o schimbare, voi băga aici pe Bradshaw și atât. Repriza secundă, nu prea a fost mare ocazie în prima repriză, o bară de la sfârșitul reprizei a fost mai importantă. Roșu. Cartonaj roșu. Da, clar, da. Cartonaj roșu, nu trebuie să fac eu această intrare. Hamilton. Degajează către Theo Welcott, cel mai bun om al meu, dar ce să reușească Welcott. Kennedy până la Kane încearcă, dar Roberts, Welcott, braziliană. Și ce execuție, Theo Welcott, gol, Cosmins Gaming, înscrie pentru 1-0. Să mai revedem încă o dată acest gol, superb. O braziliană, preluare pe piept și un super șut, un voleu de excepție. Și cu un om în minus reușim să deschidem scorul. Dar problema este că n-am deschis noi scorul mai devreme. Hansen recuperează și pasează cu Welcott. Gol! 2-0. Dublă Welcott. Welcott înscrie. Redmond din nou pierde balonul. Din nou recuperare. Welcott în fața hat-trick-ului. Welcott! Apără goalkeeper. Cred că mai chemăm din nou goalkeeperul nostru. Da, l-am chemat în careu. Se află acolo către ele centrarea. Hamilton! Gol!
goalkeeperul nostru înscrie pentru 2-0 contra echipei care se cheamă Hamilton, aș pe poarta artistă. 3-0 Hamilton scrie pentru 3-0, iar acum Welcott. Welcott din nou în fața hat-trick-ului pe lângă poartă. Pe lângă poartă. Aici o pasă înapoi la Tena. Tena. Kennedy. Kane nu reușește să rămână poziția balonului. Cu Rakins. Oh, ce trecere. Și cred că aici are vor da gol. Curtaj. Înapoi la Rakins. Joacă posesia acum, dar oricum dacă ne-ar fi dat, nu prea mai aveau șanse la nimic. Dar nu ne-au dat gol și Kane pasează cu Welcott, care poate să facă hat-trick-ul acum. Welcott, Theo Welcott face hat-trick-ul, e gol! Cosmic Gaming, 4-0, gol! Da. Braccio, recuperează și greșește pasă la... Acum, să vedem. Hansen către Dyer. Și acum ultima fază. Oare va reuși goalkeeperul nostru să facă dubla? Hai să centrăm către el. Hamilton, balon respins de un jucător pentru că ar fi fost gol. E lovitura liberă, accidentare, nu se poate. Accidentare și vom face o schimbare. Oricum nu mai contează. Sau hai să lăsăm, că oricum asta e ultima fază. Hai să dăm cu goalkeeperul. Vreau să dea el dubla. Vreau să fac el dubla. Hamilton, gol! 5-0. Înscrie din lovitură liberă goalkeeperul nostru. Oricum nu mai contează dacă înscrie sau nu. Câștigăm 5-0. Da, prieteni, am zis să fac doar un match, pentru că durează foarte mult lume și oricum este primul episod. Da, prieteni, cam atunci cu acest episod. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom vedea data.